Bună dimineața și bine ați venit într-un nou vlog, chiar din Taipei de data aceasta. Și astăzi o să explorăm orașul pe care îl vedem aici foarte frumos în spate. O să-l explorăm la pas și cu autobuzul cel mai probabil, pentru că distanțele sunt destul de mari. Avem aici un view asupra întregului oraș și suntem în ceea ce numesc ei New Taipei, noul Taipei. E o zonă mai mare, însă districtul în care ne aflăm noi este San Chong. Da, și după cum se vede, suntem cumva o clădire foarte înaltă, pe lângă foarte multe clădiri scunde și cam derăpânată, dacă e să mă întreb pe mine. Da, mi-amintește de Bangkok. Fix așa arătau clădirile mai apropiate, dar deoarece nu avem vederea obturată deloc, putem vedea foarte frumos skyline-ul în depărtare. Și vă vine să credeți sau nu, noi de acolo venim, însă nu erau atâtea clădiri înalte când eram noi acolo. Da, sunt zone și zone, e o discrepanță foarte mare. Și pentru că am uitat să precizez, pe această cazare am dat aproximativ 237 de lei pe noapte, fără mic dejun de data aceasta. Ăsta era liftul aseară? Nu. Pare că coborâm cu liftul și unde mergem? Unul? Bună. Sperăm. Ideea e că seara ne-am chinuit tot rău să găsim... Ne-am învârtit rău de tot să găsim... hotelul, pentru că e cumva intrare într-un centru comercial, cum ar veni. Da, și nu ne-am prins și unde ne arăta nouă numărul era parcarea, era subsolul cumva și eram, bă, dar nu se intră pe aici. A fost foarte complicat. Și am pornit la drum pe străzile Taipeiului, unde e foarte mare agitație. Am o bicicletă? Da, îmi dădea și cu bicicleta să mergem. Și au foarte multe biciclete din astea pe care pot fi închiriate și văd că ori le-au adus ei, ori sunt luate, folosite de oameni. Deci n-am văzut atât de mulți oameni pe bicicletă. În schimb foarte multe scutere. În schimb extrem de multe scutere. Clasic, Asia, nu știu. E foarte mare agitație, e de la 9 dimineața. Dar, nu știu, mi se pare foarte mare agitație, deși foarte multe dintre, nu știu, magazinele astea de aici sunt închise. Deschise în principiu asta de mâncare. Bine, am luat-o și pe niște străduțe mai mici. Mici, mai lăturalnice. Dar e un contrast interesant. Mi se pare că fix la asta te gândești, la tipul ăsta de contrast te gândești când spui Asia. Conceptul de trotuar nu prea există aici, așa că mergem pe stradă și sperăm să nu murim. Am fost noi în locuri mai agitate de atât. Asta e așa, e light. Și ce am văzut pe aici foarte mult street food. Da, parcă mai mult decât am văzut până acum. Și nu știu, unele chestii arătau bine la niște doamne, dar au foarte mult tofu, care mie nu-mi face cu ochiul. Am mai încercat, mi se pare că n-are niciun gust. Și eu la stinky, poate încercăm până plecăm. După cum ați văzut, nouă ne place să mergem cu transportul în comun și din seria lucrurilor plănuite acasă și care nu se întâmplă în teren. Și voi să nu faceți ca noi. Da, e fix asta cu transportul în comun. Faptul că noi acasă am găsit că se poate plăti cu Revolut-ul în autobuz, că merg cardurile, dar că nu merg cardurile de debit, mă rog, cum ar fi Revolut-ul. Sau nu merg cardurile noastre. Sau cardurile noastre. Că ei mai plătesc cu cardul, dar nu știu ce carduri au. Da, ideea e că am căutat după și există un card numit EasyPass, ăsta e cel mai cunoscut. Mai sunt încă vreo două carduri, iPass și iCash, dar n-am mai căutat prea multe informații. Ideea e că acest EasyCard se cumpără de oriunde, de la metrou sau din supermarket, din 7-Eleven-uri. Și e chestia că el costă 100 de dolari taiwanezi, doar cardul. Și vine preîncărcat cu încă 400, deci cumva 500 de principiu costă 500, da. Și 400 credit. Și 400 credit. Și ar fi fost foarte bun dacă luam în prima zi, acum... Da, ideea e că o călătorie cu autobuzul e 15, cam standard. Și nu mai avem, nu o să mergem atât de mult, deci ar trebui peste 30 de călătorii cu autobuzul. Era bun pentru că puteam plăti inclusiv... autobuzul din Alishan se putea plăti cu acest EasyCard. Da, dar n-am știut, așa că mergem pe cealaltă variantă de cash. Oricum, și încărcarea EasyCard-ului presupune tot cash, deci nici aia nu se poate face cu cardul. Deci e cam același lucru. Da, doar că la autobuz, dacă plătești cash, nu ți se dă rest. Trebuie să ai fix, sau lași mai mult. Are o cutiuță în care pui banii. Și, pentru că ne place în Asia la temple, am ajuns la aici, la... Itiangong. Exact cum a zis Cristina. Și pare că am prins... Cred că e sărbătoare, pentru că am mai trecut pe lângă un templu unde lumea se ruga. Ori e sărbătoare, ori e ora de rugăciune. Și peste tot aici sunt ofrande, cred că le zicem. Nu știu, cum se dă la noi de pomană. Cred că poți să și cumperi și să pui. Da, și acolo în spate pare altarul. Și parcă mi-e și un pic așa să intrăm printre ei, că da, pare o sărbătoare ceva și pare că toată lumea are treabă. Are ceva de făcut și noi suntem intruși aici. Da, unii se roagă la chestia aia de acolo, alții se roagă la altar. Hai să mergem și mai aproape de altar, să vedem. Nu mi-a zis nimic de îmbrăcăminte. Păi nu mi-a zis nimic, nu înțeleg de cine ar zice. Ție nu zice nimeni niciodată nimic, dar eu am și un tricou să-l pun peste în casă, nu se ia cineva de mine. Vedeam că par destul de standard făcute aceste ofrande, au fiecare niște hârtii galbene sau cu roșu, nu știu ce sunt, nu vreau să zic o prostie. Și așa câte 1, 2, 3 tricouri, văd câteva și cu mai multe, ce-i drept. Și cu număr de ordine, pentru că văd acolo un 109, mai în spate 110. Da, e posibil, mă gândesc că poți să le cumperi, cum era și în Thailanda la temple, puteai să cumperi sau și de orez, mă gândesc că și aici cumperi astea și se donează. Da, deci am aflat că pentru transport, oricum l-ai luat, doar cash se plătește. Atât timp cât ai EasyCard sau celelalte, iCash. Păi EasyCard-ul nu-l încarci tot cu cash? De fapt, da, corect. Deci totul e tot la aparatele astea în carte. Și inclusiv la 7-Eleven, când am luat biletul de autobuz, nu ne-a lăsat decât cash, deși ei au POS și de obicei plătim cu cardul dacă luăm apă sau altceva, dar la autobuz nu se poate. Deci trebuie să scoateți oricum cash pentru transport. EasyCard sau cash? Și EasyCard care se încarcă cu cash. Corect. Deci doar cash. Doar cash. Am ajuns la încă un templu aici, Da Long Dong Bauan Temple, și... ce este diferit față de alte temple budiste pe care le-am văzut noi este faptul că nu țin atât de mult la etichetă, să spunem, la îmbrăcăminte. Am văzut oameni în pantaloni scurți, mă rog, pantaloni scurți și tricou, inclusiv femei, ceea ce de obicei nu te lasă la temple, și nimeni nu se descalță, ceea ce, din nou, de obicei când intri în templu, efectiv, e plin de încălțări la intrare și toată lumea intră în picioare goale sau în șosete. Aici însă nu se ține cont deloc de astfel de reguli. Taiwan. Nu la templul ăsta propriu-zis. Da, da. Adică în Taiwan, la templele la care am fost noi și chiar și în China, de acolo am considerat în Beijing că sunt turistice și că nu mai pune turiști din asta se îmbrace, să se descalțe, că și plăteai bani acolo. Dar astea inclusiv sunt temple gratuite la care oamenii vin să se roage și e aceeași poveste. Ne-a abordat o doamnă foarte drăguță din partea ei. Noi nu știam, dar aparent se poate urca aici. Ne-a zis să mergem în capăt, să luăm liftul și să urcăm la primul etaj, că avem o vedere foarte frumoasă deasupra orașului. Și văd că se continuă. Noi am crezut că la tot templul și ne întorceam înapoi. Și foarte drăguț din partea ei că ne-a oprit și ne-a zis nu, mai aveți acolo de văzut. Am ajuns undeva la etajul 4, deci de fapt... Și vedem templul de sus. Cred că e echivalentul la 3, pentru că am plecat de la 1. Da, și vedem acoperișul templului și o bucățică de Taipei. Dar că sunt mai înalte clădirile aici decât da, templul. Da, și nu cred că vedem nici Taipei 101, că e undeva în partea aia și cred că e acoperit de clădirile astea, că suntem noi prea jos. Oricum foarte mișto, toată arhitectura asta chineză cu... acoperișuri colorate și dragon peste și tot. Dragoni. Și cred că se potrivește, suntem din nou în anul dragonului. Că... Da, dar mi se pare că este arhitectura asta tipică de acoperiș cu tuburile astea. Adică când mă uit la ele, parcă așa văd China, cu tuburi și un pic curbat așa acoperișul. Asta mi inspiră mie China. Am ajuns la următorul punct pe listă. Altarul martirilor, practic. Este un altar construit ca un castel și este dedicat soldaților căzuți la datorie. Și ce este popular în acest loc este că putem urmări și schimbul gărzii. Însă acum pare că suntem singuri de aici. Atât la intrarea aici din curte, cât și la intrarea în altarul propriu-zis, stau câte doi gardieni și pare că ei sunt supravegheați sau ceva de încă un, nu știu, angajat de aici. Și tot se plimbă între ei. Foarte mișto acești stâlpi vopsiți, tot în roșu ăsta foarte aprins. Și alb, pare și... totul super îngrijit și vopsi recent. Asta e cu umbră, da. Se văd dârele fix cum au lăsat, cum au dat cu pensula. Asta e mai în lumină un pic. Se vede mai bine, dar sunt efectiv toți pictați roșu aprins. Da, aparent a început și schimbarea gărzilor cu 10 minute înainte, pare. Și a venit și lume între timp. Au apărut mai mult de undeva. Sunt de unde că eram undeva aici în spate și nu mai am văzut venind. Și au și au și coreografie. Și nu înțeleg băiatul ăsta care merge pe lângă ei, care e scopul. Așa cum am presupus, au venit 5 băieți, 2 fiind cei din față, plus încă 3. Și am mers de la poarta principală până la altar, unde s-a făcut schimbul. Cei doi de la poartă au rămas aici și cel mai probabil ceilalți doi care erau aici vor merge la poartă. Mi se pare funny cum au făcut dâră din asta pe pavelele astea. Pentru că, din ce am observat, au în talpă bucată de metal pentru rezonanță, probabil. Și le ia foarte mult să ajungă într-un capăt în celălalt. Rectific, nu s-au schimbat cu cei doi de la poartă, pentru că aia încă sunt acolo. Și au prins și băieții ăștia viteză. Și să mergem cu ei până la poartă, să vedem ce se întâmplă și acolo. Da, cred că știu care e sensul, că au plecat 5. Și-au schimbat 2 din partea aia și s-au întors înapoi cu 2 și schimbă și pe ăștia la alții 2. Și se întorc după aia probabil în camera lor 5, pentru că ăla din față pare că îi conduce, doar el nu cred că face de gardă. Ideea că n-am văzut și startul. Noi am prins deja pe la jumatea drumului. Vedem acum unde se duc. Scria ceva guard room sau ceva de genul. Dar noi sunt curioasă, parcă pe acolo. Măcar se mai pot mișca și ei. Deci pare că o oră stau nemișcați, o oră se mișcă, o oră stau nemișcați, o oră se mișcă. Așa, chestia asta se întâmplă la fiecare oră și noi... Cred că a început la fără un sfert. Fără 10, părea. Fără 10? Deja la fără 10 începuseră. Nu, la fără 8 începuseră. Da, noi ceva de genul. Noi, din ce citisem, părea să fie la fix, dar pare că începe de la fără 10 și ține până pe la și 10, cam așa. Așa aici drumurile lor s-au despărțit. Doi merg înapoi pe podiumul ăla și ceilalți se duc, se duc acasă la ei. Da. Mai ies de acolo peste o oră. Eu nu știu cum stau ăștia îmbrăcați așa, cămașă și sacou pe căldura asta. Cred că au un aer condiționat, dar la 16 grade înăuntru. Pe rând. Și gata. Facem ce facem. și reușim să ajungem tot la trepte, la trasee. La pădure. La pădure, pentru că urcăm către un viewpoint. Să vedem și dacă merită toate scările astea urcate. Dar până ajungem la viewpoint, să mai zic o chestie de transport. Au aici Uber, doar că ne uitasem la un moment dat și era cred că vreo 50 de lei, un drum pe care l-am făcut cu autobuzul în vreo 15 minute și am observat că autobuzele sunt foarte multe pe aceeași linie, unul la mână, adică multe duc în același loc, vin foarte repede și merg foarte repede, au bandă specială sau pur și simplu se bagă. Și pe lângă Uber mai au taxiurile, doar că la taxiuri e problema că se cheamă prin aplicație și ca să faci cont pe aplicație ai nevoie de număr de telefon, ceea ce noi nu avem. Da, trebuie număr de telefon pentru Find Taxi, pare că trebuie de Taiwan, și pentru 55688 aplicație e o serie mai mare de țări, dar nu și România. Da. Și noi având eSIM nu avem număr. Așa că nu putem merge cu taxiul. Da, și din ce am citit pe internet, față de aplicațiile astea, Uber-ul poate să fie și de 2-3 ori mai scump. Noi încă suntem pe traseu și nu se vede nimic. Era să renunțăm, dar pare că mai avem 400 și ceva de metri. Mai poți, Răzvan? Suntem la... am făcut 2 treimi. Nu chiar. Mai erau 400 de metri? Da, da. Și am făcut 800. Dar 800? Da. Haide, 800 de metri de trepte. Se vede un pic de oraș printre crege. Am spus că dacă măcar orașul vedeam, renunțam. Dar e mult prea densă pădurea. N-am fost pregătit pentru asta. Am ajuns într-un final la Old Place Airport Observation Deck. Și aș zice că a meritat efortul. Suntem la 165 de metri deasupra Taipeiului. Și avem vederea asta panoramică. Vedem tot orașul, dar care e acoperit de o ceață. Nu știu dacă e poluare, dacă e ceață, dar după cum se vede un pic încețoșat. Și vedem de aici orașul, Taipei 101 și aeroportul Songshan. Songshan se chema, e celălalt aeroport al Taipeiului. E un aeroport mai mic. Am zis că au zboruri doar, bine, mult spus locale, cât de aici din zonă. Am văzut Japonia, China, nu au și zboruri din astea mai lungi. Și acolo e un avion care cred că se pregătește să plece. Foarte mișto view și plin de zgârie nori orașul. Efectiv zgârie nori orice parte de aici. Și am revenit aici în zona gării să-l recuperăm pe troller pe care, dacă n-ați văzut primul vlog de aici din Taipei, l-am lăsat pentru excursia din Alishan, care e în ultimele 2 vloguri. Să vedem acum dacă ne mai dă înapoi. Este întreg. Da, ne-l-au dat rapid și am plătit diferența, adică 150 de dolari taiwanezi. Am mai plătit încă 50 atunci când l-am lăsat. Deci pentru cât? Pentru 3 zile? 4, pentru că de fapt 4 zile, da, l-am lăsat 3. Da, pentru 4 zile ne-au luat 200 de dolari taiwanezi, care vine în jur de aproape 30 de lei. Un preț bun, am zice noi. Și acum trebuie să ducem pe ăsta micu să vadă și el cazarea. Și punem capăt și acestui vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați de share, like, subscribe, comentariu, să împingă YouTube-ul video la cât mai multă lume. Să ne spuneți și dacă v-a plăcut și nu uitați să ne dați și follow pe Instagram _Travel și Just Travel pe TikTok. Până data viitoare, pa!